Cred că a venit momentul ca noi, membrii ai coaliției, să ne mușcăm limba, să nu ne mai certăm și să construim. Coaliția pentru Familie începe să construiască prin acest pachet de măsuri. Vă rog să le transmiteți două lucruri importante cititorilor sau privitorilor sau ascultătorilor dumneavoastră. 1. Mai avem niște vreme în care se mai poate înscrie numele împreună cu datele dumneavoastră pentru a sprijini inițiativa noastră. În București lucrul ăsta se întâmplă și luna aprilie. Și 2. Vă rog să intrați pe site-ul Coaliția pentru Familie și să faceți sugestii pentru a face ca familia să devină din ce în ce mai solidă, mai puternică, mai numeroasă și mai protejată, dacă se poate.